Bună seara și bine v-am regăsit. Doi medici și un pacient au fost electrocutați astăzi într-un spital din capitală. Așadar, doamnelor și domnilor, și în această seară, sistemul sanitar din România se află pe agenda publică. I-am invitat în studioul Informația TV pe doamna Eleonora Câmpan, evaluator spitale. Bună seara și bine ați venit! Colega mea, Mihaela Ghiță, jurnalist Informația Zilei. Bună seara, Mihaela. Bună seara. Și bine ai venit. Domnul doctor Marius Rotiș, șef secție chirurgie plastică, Spitalul Județean Satu Mare. Bună seara și bine ați venit. Doamnelor, domnule doctor, după ce am văzut că în spitalele din România pacienții sunt mâncați de viermi, astăzi aflăm că în timpul unei intervenții chirurgicale, doi medici și pacientul pe care îl operau au fost electrocutați într-un spital din capitală. Au fost, domnule doctor, astfel de situații și în Spitalul Județean Satu Mare? Au fost situații și în județul Satu Mare, astfel de situații? O mică corectură vreau să aduc. În spitalele din România pacienții nu sunt mâncați de vieri. Sunt anumite cazuri izolate. Referitor la accidentul cu electrocauterul în spitalul din Satu Mare, nu s-a întâmplat un asemenea incident. Deși folosim zilnic, în special în intervențiile mari, electrocauterul, pentru că este un instrument care ne ajută să prevenim și să facem coagularea vaselor mici de sânge și să prevenim sângerarea, pierderea de sânge în actul operator. Domnule doctor, ne spuneți că în spitalele din România nu mor pacienții mâncați de viermi. Tocmai acest lucru l-am văzut în urmă cu câteva zile. Cum puteți să susțineți dumneavoastră că în spitalele din România nu mor pacienții în astfel de situații? Nu vreau să mă gândesc și nu vreau să mă pun în situația aparținătorilor acelui bolnav când a văzut acele imagini pe viu. Bănuiesc că ei au văzut. Da, și noi l-am văzut la televizor. Foarte simplu. A fost un caz izolat. Infecția respectivă s-a produs de la o muscă care și-a depus ouăle pe pansament sau pe plaga respectivă. Durata de dezvoltare a larvelor este undeva până în 8 ore. Deci putea să o muscă seara să-și depună ouăle și dimineața să apară larvele. O altă chestiune. Foarte multă vreme, mai ales la începutul secolului XIX, s-a folosit terapia cu vieri. Se numește magoterapie. Până la începutul anilor 40, când a intrat antibioticoterapia, au intrat soluțiile. Ei, recent, se folosesc în anumite state, și state foarte dezvoltate, America, Anglia, această terapie. Se folosesc larve, evident, larve sterilizate, pentru distrugerea sau pentru curățarea plăgilor necrozate. Vreau să vă spun că, așa, sunt niște date statistice, 200 de larve. Nu mai trebuie să mergem la medic, se rezolvă orice problemă cu muștele. Nu cu muștele, nu. Sunt larve sterilizate. Tocmai asta vreau să vă spun. Sunt date statistice care arată că 200 de larve pot să consume zilnic cam 15 grame de țesut necrozat. Au un efect benefic. O larvă produsă, sau mă rog, depusă de musca din gospodărie, este o larvă care este contaminată. Și s-a descoperit că pe suprafața larvei respective sunt aproximativ 250 de tipuri de bacterii. Dar nu din cauza neapărat a viermilor. Și noi la Spitalul Județean primim pacienți care vin cu astfel de viermi. Și nu o să vă vină să credeți, în momentul în care desfacem pansamentul, găsim o multitudine de astfel de vieri, dar placa este roșie, este curată. Domnule doctor, haideți că accept că vine pacientul de acasă, de undeva, de la țară, cu viermii la spital. Dar acum nu puteți noastră să mă convinge sau nu mă puteți face să accept ca într-un spital, dintr-o țară, din Uniunea Europeană, să vedem astfel de situații, să vedem pacienți mâncați de viermi. Chiar dacă sigur, nu vă place formula mea, nici nu vreau să susțin această situație că în spitale să existe plăci cu vier. Sigur, nu este corect.
Dar v-am spus că sunt terapii cu larve, cu viermi sterilizați. Eu cred că până când ajungem noi la terapia cu larve sterilizate, trebuie să rezolvăm, să ne sterilizăm noi și nu să pasiile și tot date saloanele. Statistice s-a constatat în Marea Britanie, în reviste publicate. Le găsiți pe, mă rog, mai puțin noastră, dar noi medicii le găsim pe internet. S-a constatat că o terapie cu larve, bine, sterilizat, să fie foarte clar, este o mare diferență între larvele produse de musca de gospodărie și, sau, mă rog, musca de gospodărie. Da, dar de aceea de gospodărie, musca de gospodărie, că vedeți, ajung undeva unde n-ar trebui să ajungă. E normal să ajungă într-un salon de terapie intensivă o muscă. În cazul acela nu a fost vorba de terapie, că altfel declarau medicii din stat. A fost vorba de... Uite, da. Reușită cu terapie cu larve sterile. A fost vorba bun. De... Ajungea premieră națională. O altă chestiune care, iar nu o să vă vină să credeți. Tot chestii demonstrate. Deci, demonstrate științific. O larvă nu crește sau nu se dezvoltă pe un mediu foarte infectat. Deci, dacă plaga este foarte infectată, de exemplu, cu un pseudomonas, nu se dezvoltă. Poate să fie și larva. Eu vreau să vă întreb de ce acel pacient n-a fost curățat. Și... Asta nu știu de ce n-a fost curățat. Sigur, nu-i normal, nu-i normal să lași. Cum a fost lăsat așa acel pacient? Asta... Deci nu-i normal. Acesta este subiectul care interesează, sau lucrul care interesează pe telespectator. Dar v-am spus. Doamna... Deci nu pot să spun că... Sigur, nu este normal să fie pacient găsit într-o secție de terapie intensivă sau pe orice secție chirurgicală cu viermi. Așa, pe plagă, dar dacă o muscă se pune pe pansament seara, dimineață poate să aibă larve. Tot. Și într-o secție... Nu are ce căuta la terapie intensivă. Așa este, nu are ce căuta. Doamna Câmpan. Exact, asta este marea problemă a spitalelor românești. Un principiu general de sănătate spune că mai întâi să nu faci rău pacientului. Ori în spitalele noastre vine omul cu o problemă și mai capătă 10. Asta este marea problemă a spitalelor și trebuie recunoscută. Da, există terapie, am citit și eu ce spune domnul doctor, chiar există, dar în cazul ăsta n-a fost vorba de terapie cu vier, că altfel nu se spunea din start. A fost o suprainfecție. Din păcate, adică... Revin la normele de sănătate. An de an, și asta nu e o chestie nouă sau o găselniță, în normele de igienă pentru autorizarea sanitară, adică vine DSP-ul în control, dă amenzi, are nevoie de un plan în care plasele de muște pe contra vectorilor, da, deci prevenția asta împotriva vectorilor e prevăzută de ani de zile, deci tocmai pentru că aceste muște, acum că steril, că nesteril, că viermi de terapie, că nu... Musca nu are ce căuta, mai ales într-o secție de genul ăsta. Deci, ideea este că acolo s-au suprapus niște... Vorbim de un spital dintr-un centru universitar, un spital unde toți arșii, conform protocoalelor, după un anumit criteriu, un grad de arsură, sunt trimiși la acest spital, chiar și din satul mare, domnul doctor, dumneavoastră, da. Ne puteți spune chiar mai multe lucruri și... Și era și secția de terapie intensivă, unde vorba la aici... La urmă, Mihaela, înțeleg din ceea ce ne spune domnul doctor că și la noi, în spital, au fost astfel de situații sau că și în alte spitale din țară. Nu e un caz izolat. Deci au venit pacienți la urgență cu pansamente în care, după ce le-am desfăcut, am găsit larve. Deci nu au fost internați, au venit de acasă. Cu larve. Deci, sigur, nu e o problemă. Este foarte simplu. Și au fost lăsați acasă? Nu au fost lăsați acasă pentru că au venit cu plăci, s-au toaletat, s-au eliminat respectivii viermi de acolo și s-au internat pe secție. Și încă o altă problemă. În spitale, peste tot în lume, există infecții nozocomiale. Și se fac cheltuieli enorme pentru a le preveni și nu vor fi prevenite niciodată și mai ales în spitalele de stat. Și o să vă pot da argumente foarte,
foarte simplu. Peste tot în lume sunt infecții intraspitalicești, ne spuneți noastră, domnule doctor, mai puțin la noi în România, că nu prea le raportați acolo sau nu prea sunt raportate aceste infecții. Noi stăm cel mai bine, probabil dintre toate țările Uniunii Europene, în ciuda faptului că la noi spitalele arată cum arată. Nu cred că trebuie să vă amintesc în ce condiții ați lucrat până în luna mai, când ați mutat secția. Cum se pot face operații, chirurgie plastică, cum se poate face într-o astfel de locație? Pereți scorojiți, calorifere ruginite, toaleta arată mai rău decât toaleta WC-ul public. Așa este, aveți perfectă dreptate. Din păcate, nu, astea n-au depins de noi. Chirurgia plastică sau, mă rog, chirurgia, noi facem în bloc. Chirurgia generală este la fel. Da, o facem în bloc operator. Partea proastă este că post-operator am avut condițiile pe care le-am avut. Dar acest lucru nu periclitează siguranța pacientului de care amintea doamna Câmpan? Ba da, periclitează. Dar vă spun o altă problemă. Și s-a zis și pe posturile naționale. Managerii au fost... au avut contracte, probabil, de manageriat în care li se spuneau sau li se indicau anumite procente la care trebuiau să ajung, că altfel erau demiși. Pot să-mi permit să intervin? Asta este, nu, imediat. Vă rog, imediat. Okay. Așa, asta este o cauză. Doi, faptul că spitalele aveau o aprovizionare, nu era o aprovizionare continuă cu tot felul de reactiv, iarăși nu putea să-ți asigure ție să depistezi de fiecare dată aceste infecții, pentru că, de exemplu, n-aveai reactiv, nu puteai să depistezi. Asta era o problemă. Și de aceea n-au existat raportări. Noi raportăm și acum avem infecții nozocomiale pe secție și am avut și sunt. Dar dacă n-ai avut cum să le depistezi, n-ai cum să le raportezi. De când a început să existe o continuitate la reactiv, de exemplu, ca să puteți să le... Cam aproximativ de un an de zile. Deci până acum cât de des reușați să le raportați? Păi noi trimiteam, recoltam secreții din plagă, pentru că o infecție nozocomială ce înseamnă? Este o infecție câștigată în spital după primele 48 de ore de la internare. Noi recoltam secreții din plagă, dar le trimiteam, nu sunt reactiv, nu puteam determina. Asta este. Da, deci vreau să-mi permit să intervin vis-a-vis de acești indicatori de management. După apariția legii sănătății în 2006, cred că în același an au apărut și indicatorii de management pentru managerii de spital. Nu i-a impus nimeni. Managerul de spital a trebuit să-și definească, să-și stabilească niște valori la care vrea să ajungă, printre care infecțiile nosocomiale, bugetul și mortalitatea. De ce zic printre care? Pentru că acești trei, dacă se depășeau, deveneau motiv de demitere. Nu le-a impus nimeni un plafon. Existau orientativ niște valori naționale la care trebuiau să se raporteze. Adică era primul an în care se făceau contractele, era pentru prima dată când apăruseră contractele de management. Nu prea i-a băgat nimeni în seamă. Și-au pus niște indicatori făcuți de statistician care adună mere cu pere, ies prune, asta în limbajul meu popular, și cu contractele astea de management au mers mai departe. Contractele de management se făceau cu autoritatea publică locală, în subordinat cu erau. Deci au fost acceptate așa cum s-au propus. A apărut evaluarea managerilor, dar ca să fii manager evaluat, trebuia să stai măcar un an cu concurs, după care era evaluat. S-a făcut evaluarea, prima evaluare, prin 2009, cred, 2009-2010, și țin minte foarte bine că undeva la 90% din managerii din țară trebuiau să fie dămiși pentru că acești trei indicatori, mortalitatea, infecțiile nozocomiale și îndeplinirea bugetului, erau depășiți. La restul indicatorilor, dacă depășai, primeai punctaj suplimentar. La ăștia, dacă îi depășai, primeai zero. Și erau criteriu de demitere. Acum, poți să spui că i-a forțat cineva? Nu i-a forțat nimeni, nu, și i-au propus cum trebuie. Problema e alta. Și i-au propus un procent foarte mic, undeva la 1% sau sub 1%, în condițiile în care media europeană e de un 5%. Urmașilor nu puteau să-și propună un procent mai mare, că doar calitatea în fiecare an încerci să îmbunătățești. Deci
Practic, i-au condiționat pe cei de după ei să-și propună același procent. Mă miră că la Spitalul Județean e situația asta cu indicatorii care, vezi, doamne, trebuie impuși, pentru că n-au fost manageri cu concurs care să fie evaluați. Cred că, bun, din câte știu eu, erau tot interimari sau n-au prins valorile, din câte știu eu. Apropo, dar nu e vorba neapărat de manageri din Satul Mare sau din altă parte, vorba la nivel național. Acei indicatori de management nu i-a băgat nimeni în seamă, i-a considerat o foaie de hârtie și când a venit Nicolaescu cu evaluarea, s-a întâmplat treaba asta. Și asta a obligat ca an de an să se mintă. Adică, odată ce primul și-a propus 1%, următorul trebuia să... E cum să există o discrepanță așa de mare după aceea? Următorul trebuia să-și propună dacă tot și-ar fi propus, adică nu putea mai mult pentru că nu lăsau principiile astea. Doamna Câmpană, în urmă cu câteva zile au fost prezenți aici în studioul Informația TV domnul Vasile Fernea și ne spunea domnul Fernea de... și domnul Chiorean ne spuneau ei de raportările de pe vremea lui Ceaușescu, de raportările dinainte de 89, din ceea ce spuneți, maestru, mă duce cu gândul că a rămas aceea situație, adică trebuie să raportezi... Cu o mare diferență. Atunci erau calculați acești indicatori de profesioniști instruiți. Și acum cum s-au calculat? Cum s-a, știe managerul? Sunt definiți. Sunt problema definiți. Este că s-au deprofesionalizat anumite profesii în sistem. Înainte vreme nu puteai să te angajezi pe o funcție nemedicală din sistem fără să ai un curs elementar făcut la Ministerul Sănătății sau undeva la o instituție de profil strict pe sănătate. Și contabilul și ăla de la resurse umane și mai vorbesc de statisticieni și de ceilalți. În ultimii 20 de ani nu s-au făcut cursuri de astea. Nu toată lumea care știe matematică știe statistică medicală. Acești indicatori de management trebuie să vorbească despre performanța spitalului. Nu sunt mai managerului, că managerul îi impune ulterior șefilor de secție. Odată definiți greșit și puși greșit pe hârtie, te obligă la lung. Mă gândesc și la cazul de care pomenea Stella chiar la început emisiunii cu acești medici electrocutați și pacientul la fel cunoșteau măsurile de siguranță, ce trebuie, indicatorii de siguranță, se cunosc în spitale? Dați seama că medicul ăla ce a operat... Cine verifică toată aparatura? Lui, e grija lui să știe că aparatul ăla e în siguranță? Trebuie să existe un program de mentenanță a aparaturii, un responsabil de riscuri, la nivelul unității, cineva să verifice aparatura, nu medicul. De ce ziceam eu că un act medical, ori medicul cât ar fi de performant, într-un spital, fără organizare, reușita lui e zero. Adică, domnul doctor operează foarte bine și steril în sala de operații. Dar un postoperator, dacă media națională sau media în profesie, în protocoalele profesionale, e de 3 zile postoperator și la dânsul stă 10 zile, înseamnă că e o problemă. Orică medicul nu-i bun, orică... Deci, da, doamna, apropo doamna... de indicatori și de ce ziceau domnii de dinainte. Da, în sistemul de dinainte, care eu am spus tot timpul și n-am prins foarte mult din el, dar știu că se umflau valorile ca să dea bine. Dar era un sistem foarte bine organizat care... Ei vorbeau de producția la hectar, nu are nicio legătură cu... E producția la hectar și la noi, producția la lună, la nosocomiale. Tu dacă ți-ai propus să ai 5 și ai făcut 4,9, e foarte bine. Se consideră că ai făcut calitate. Cu condiția să fie pe bune. Dar cum poți să-ți propui să faci unul în condițiile în care, tocmai dumneavoastră ne spuneați că media în Uniunea Europeană este de undeva de 5%. Dar nu e obligat nimeni să-și spună unul. Între 10 și 20% este. Între 10 și 20% și în spitalele din România se propun 1%. Dar cine le-a propus să-și propună unul? Și încă ceva. Doamna Nivala Georgescu, responsabil de calitate pe un spital privat, o rețea privată, nu-i spun numele. Ne uitam la ea ca la sfinții de pe icoană cum vorbește despre calitatea la ei, care este acreditată Joint Commission. Și ne-a spus, la unul dintre spitale avem 4,9% infecții nozocomiale și a crescut cu 0,1% față de anul trecut. Și am stat și m-am minunat în condițiile în care la spitalele ce le văzusem și declară, dacă ajungeau la 1%, era mare minune. Adică Adică rețeaua aia privată, oamenii chiar sunt interesați. Și faptul că au 4,9,
nu e o problemă neapărat la nivel european, dar e o problemă pentru ei că a crescut, nu că e 4,9. Eu mă mir că avea 4,9, pentru că, în general, în rețelele private sunt pacienții selectați. În ideea că nu internezi orice cazul, mai ales cazurile infectate, care ți-ar putea să-ți aducă costuri suplimentare. Asta este o problemă. Infecțiile nozocomiale sunt probleme de, e o problemă de sănătate publică și nu numai, dar de cheltuieli foarte imense. De exemplu, în Statele Unite, care știm este cea mai dezvoltată țară de pe planetă și mai ales în sistemul medical, majoritatea învățăm după ei, au anual cam 1.700.000 de infecții nozocomiale, din care cheltuielile pentru aceste infecții ajung până la 9,8 miliarde de dolari pe an. Da, pentru că deci e mult mai ieftin să controlezi aceste infecții decât să ții un pacient 10 zile în loc de 3. Exact. Tocmai asta este ideea. Sunt măsuri. Dar, vedeți, există o contradicție. Pentru că eu operez, da? Operez și încerc să țin pacientul cât mai puțin. Tocmai în ideea să vină în contact cu cât mai puțină lume sau cu cât mai puțin pacienți care se internează ulterior, care pot să aibă infecții. Dar, în momentul în care tu vrei să externezi un pacient, vine familia și îți spune, păi da, stați, cum îl externați așa de repede? Și chestiile astea se întâmplă, pentru că dacă tu vrei să-l externezi mai repede, zice că nu ai grijă de el, dar asta face parte dintr-o măsură de reducere a infecțiilor nozocomiale. S-a demonstrat, s-au făcut studii și în Anglia, la ospitalizare, în care 95% din paturi au fost ocupate, a existat un anumit procent de infecții nozocomiale, reducându-se la 85%, infecțiile au scăzut. De ce? Pentru că s-a constatat că distanța, la noi spitalele sunt foarte aglomerate, nu mai corespund necesităților din ziua de astăzi. Spitalul județean din satul mare este foarte vechi, nu corespunde. S-au mulțit pacienții, s-au mulțit doctorii, nu există circuite care să corespundă în totalitate. Și atunci, secțiile sunt supraaglomerate, vin pacienți aduși în gardă, lăsați de ambulanță și tu trebuie să-l internezi. Ce să faci? Să-l trimiți cu ambulanța acasă și te acuzat că nu îi asigur serviciile de sănătate. Și atunci sunt supraaglomerate. S-a constatat că dacă se mărește distanța între paturi sau între pacienți, scade riscul de contaminare. Vedeți, aici este un ciclu și un cerc vicios din care nu se putem scăpa niciodată și vor exista infecții nosocomiale tot timpul, oricât de mulți bani s-ar investi. Da, este clar că absolut. Infecțiile nosocomiale dar depinde și câte vor fi. Acum, musca să ajungă la terapie intensivă sau undeva unde totuși ar trebui să fie un mediu cât se poate de curat. Poate nici nu musca e cea mai mare problemă. Ce mai fi fost pe acolo? Salarve pe care le vedem. Ăsta a fost un caz care a fost expus. A fost un medic care a avut curajul să arate, uite ce se poate, ce da, se întâmplă. Asta, dar câte alte cazuri nu sunt declarate sau nu se vorbește despre ele? Doctor, nu se văd. Sunt dinamicul nevăzut. Musca e vizibilă, larvele au fost vizibile, au șocat. Dar exact cum zice domnul doctor, între 3 zile postoperator și 10 zile postoperator, într-un mediu cu astfel de revenim la nozocomialele noastre. Și vă până la 15%. Nu problema că sunt 15%, ar fi din punctul meu de vedere o problemă. Da, sunt 15%, sunt 20%. Dar dacă an de an, 20 de ani, ar fi scăzut procentul ăla cu câte 1, acum eram la 0. Bun, și vă mai spun o altă dar problemă. Dar toată lumea a pornit de la 1 și nu are cum să ajungă la 20. Sigur. O altă problemă foarte importantă. Germenii care produc aceste infecții nozocomiale, să știți că nu sunt, sigur, se iau și din spital, dar pot să vină pacienți, vin cu ei. Ce se întâmplă? De câte ori n-ați fost la farmacie și ați văzut oameni care stăteau la rând și cereau de la farmacie, dați-mi ceva pentru nu știu ce, răceală sau așa. Și farmacistul îi dădea antibiotic, da? Deși antibioticul respectiv poate nu era indicat, nu era țintit. Și atunci, se iau antibiotice, da? Se dezvoltă o rezistență. Toți avem germe, toți suntem colonizați cu microbi, cu bacterii. Se dezvoltă o rezistență a acestor germeni. Sigur, nu se întâmplă absolut nimic când suntem sănătoși. În momentul în care apare o scădere a imunității, apar boli supraadăugate, un diabet zaharat, apare o cardiopatie și un dezechilibru, atunci aceștia se manifestă. Și uitați că așa apar infecțiile în spital.
Dar cum spunea și doamna Câmpan, ar fi bine să se cunoască într-adevăr cu ce se mănâncă managementul în sănătate, cu ce se mănâncă statistica medicală, că unul trage în stânga, unul trage în dreapta, fiecare își dă cu părerea după cum vede el că e mai bine. Și doctorul lucrează în condițiile în care lucrează. Lucrează. Nu, dumneavoastră, medicii, ideea nu prea spuneți să nu mințim, să nu raportăm să nu date false. Să nu raportăm date false. Și eu de fiecare dată când am pe secție câte o infecție, anunț asistenta șefă, mă rog, spun asistente șefe să cheme doctorița de la epidemiologie, să constatăm, să monitorizăm, să înregistrăm. Nu trebuie să ascundem. Asta este realitatea, trebuie să luptăm. Nu are sens să ne mințim pe noi. Pot să vă întreb cât v-ați propus? Ca indicator de management? Ca și, adică ca cât și v-ați procent? Propus? Deci eu nu mi-am propus o cifră, eu mi-am propus să am cât mai puține. Deci mi-am propus niște pași pe care vreau să-i urmez, tocmai în ideea de a scădea acest număr de infecții. Tocmai. Sigur că i-am. Cum, doamna Cumpan, cum ar trebui să procedeze șefii de secție? Acum vorbim, domnul doctor, nu știu dacă are un contract de administrare la nivel de secție a dumnealui. Ar trebui să-l aibă cu aveți, indicator? Nu avem, nu are nimeni. Mă rog, din păcate, ar trebui să aibă cu acești indicatori de care se bătea atâta monedă pe național, care să fie bun. Dumneata, la nivelul secției dimitale, că e secție chirurgicală, bun, dacă la nivelul unității și-a propus managerul 5%, și-a propus. Nu și-a propus să facă 5%, dar și-a propus 5% pentru că cam 5% știe din istorie că ar fi. Eu să vin să zic că vreau să ajung la 7%. Nu, dânsul fiind chirurgicală, are toate motivele să zică că nu că vreau să fiu, probabil la mine vor fi 7. Că dacă or fi 7, exact, să nu-mi tai gâtul. Deci ceva de genul. Și atunci, domnul doctor trebuie să facă tot posibilul să aibă mai puțin de 7. Și atunci, dar asta documentat pe istoricul anterior, pe niște date păi comparative. Păi ce există așa ceva? Istoric, deci nu doamna avem. Câmpan, acum, în spitale, că ați văzut suficiente spitale ca să ne puteți spune. Au așa ceva spitalele din România? Sunt câteva care au. Câteva, le numărați pe degetele de la un domn. Bine, acum nu pot să zic că am văzut 11.000 din 400, am văzut și eu câteva. La restul m-am mai uitat la date. I-ați mai auzit și pe colegi. Așa, i-am mai auzit și pe colegi. Și vreau să spun că unde se știe de treaba asta și se face la modul serios, chiar există continuitate și indicatori care vorbesc. Sunt puțini, într-adevăr. Și apropo de spitale private, da, m-am minunat și eu, cum, domnule, exact cum zice domnul doctor, cazurile ușoare, ăștia privații cu rețelele lor. Și ăștia nu aveau nicio jenă că-s la 5%. Problema lor era că față de cât avuseră în anul precedent undeva la 4,8, acum a crescut cu 0,1 și însemna că e un nou focar. Asta este ideea. Exact cum ziceți dumneavoastră, v-ați propus să-i scădeți, dar de la cât la cât? Și pentru asta, într-adevăr, trebuie să faceți. Păi acum nu se scade ceea la 2 la 1. Deci nu înțelegeți că v-am spus că nu au existat, dar nu vreau să... Contract în management pe procentul ăsta, e clar. Din punctul meu de vedere, problema este că ascundeți aceste infecții, sau nu dumneavoastră personal, ci în general sistemul sanitar ascunde astfel de situații. Acum, eu mi-am pus și întrebarea, domnule, chiar nu-i declară, dar nu m-am gândit atât de departe până a explodat scandalul Hexifarma. Trebuie și acolo reactiv. De ce? Că era an când se raportau 3 cazuri de deci infecții erau, nosocomiale. Țin minte că erau reactiv, 3 cazuri. Medii de cultură, alea, poți să știi că până la urmă ochiul doctorului e ochiul doctorului, dar reactivul și celelalte. Plus de asta, într-adevăr, epidemiologi de profesie au rămas destul de puțini. Pe spitalul județean, care este cea mai mare unitate din județ, are un singur medic epidemiolog. Da, la câte avem. Da, și l-aveți. Sunt alte spitale care n-au. Au și oricum, la urmă de foarte mult timp. Ce spun standardele, doamna Câmpan, la capitolul ăsta? Standardele spun așa, nu standardele, legea. Legea. Toate spitalele trebuie să aibă compartimente de spăcini, adică prevenire și controlul infecțiilor. Și asta e tot din 2006. Deci nu s-a inventat roata aia. Adică de vreo 10 ani. Acum a explodat. Infecțiile nosocomiale erau așa. Sunt și ele acolo, pe listă. Tot legea spune că trebuie să ai saloane unde ar trebui să izolezi pacienții cu infecții nosocomiale. Ba da. Nu legea spune. Spuneți și dumneavoastră ca spital. Evident, nu, dar și legea. Deci legea teoretic te obligă absolut să ai așa ceva. Deci saloanele izolare pentru spitalele au așa ceva? V-am spus, spitalele din ziua de astăzi nu corespund. Cel puțin spitalul din satul mare nu corespunde. Eu, toți pe care i-am întrebat aveau. Adică pe hârtie.
sunt conștienți că trebuie să le aibă și obligația lor să le aibă. Deci, bine că acum se învârci de genul, n-au spații suficiente și atunci nu-și permis să țină un salon gol. Dar, în general, sunt saloane dedicate sau cum folosite... Cum nu-și permit, doamna Câmpan? Am văzut că se țin secții goale. Asta deja mă depășește. Vorbesc... Secții în care s-au investit bani mulți. Spitale normale. Spitale normale. Și eu tot de spitale normale adică vorbesc. Ca să închizi o secție... Spitalul de Arș nu este un spital normal? Nu, spitalul Județean Satu Mare nu este un spital normal? Normal? Spitalul de Arș, am înțeles că era supraaglomerat. De-aia a fost o mare problemă. Acum că s-a închis, s-a închis. Da, ați văzut partea aceea pentru persoane arse? S-a folosit acel... Asta a fost la Floreasca. Acolo la spitalul la de Arș a fost nu s-a dat problemă. În uz. Erau în conservare. Există și varianta asta. Spitalul Județean Satu Mare. Acum, nu este un spital normal? Acum nu mai există bucătăria. Acum nu mai există, dar a existat. Nu s-a găsit utilitatea, veți rămâne acolo sau o să fiți din nou mutați? Nu cunosc ce s-a întâmplat cu spațiul din care ați plecat? Se renovează. Se renovează. Deci, probabil că se va extinde secția de chirurgie, adică mai mult ca sigur, ca să ajungem să respectăm standardele de acreditare, da? Numai că vă spun, nu sunt spații. De exemplu, spitalul poate să facă internări de zi, da? Internările de zi aduce mai mulți bani spitalului. Pentru internările de zi trebuie să ai anumite condiții. Trebuie să ai salon dedicat pacientul pentru internări de zi, care să nu fie neapărat în contact cu pacienții, așa? La salonul respectiv trebuie să-i asiguri, sau mă rog, pacientul trebuie să-i asiguri toaletă, un grup sanitar, așa. Așa. Nu există spațiu pentru așa ceva. Adică toți sunt acolo la grămadă, și pacienți internați, și cei de zi, și cum? Nu. Deci am alocat din secție, da, pentru spitalizări de zi. Ori acolo nu putem să internăm, deci se ia automat în spațiu. Spunea doamna Câmpan că toate spitalele ar trebui să fie dotate cu acea plasă pentru insecte. Doamna Câmpan, bănuiesc că ați trecut pe la Spitalul Județean, ați văzut secția chirurgie care nici măcar nu se închid geamurile. Unde să mai vorbim de plasă de insecte acum, și alte eu, situații? Am trecut așa, colegial, și nu am fost foarte atentă că dacă nu sunt în misiune profesională, mă uit și eu la colegi, nu la ferestre. Dar a trecut DSP-ul de 11.000 de ori pe acolo. DSP-urile la controlele încrucișate, care aveau punct pe tematică. Și ce ar fi trebuit să facă? Legea, ce spune? Să le dea amende, avertisment și să oblige să facă treaba. Amenda rezolvă o astfel de situație? Nu rezolvă, cum să spun, nu rezolvă o astfel de situație, conștientizează puțin pe cel responsabil. Pentru că în momentul de față, nu știu dacă s-ar putea identifica responsabilul pentru o lipsă de plasă ruptă de la geamul de la chirurgie. Dar în momentul în care dai o amendă, fiecare e interesat să găsească vinovatul. Dar spunea dumneavoastră la un moment dat că toți managerii, contabilii șefi ar trebui să aibă acel curs sanitar. Și că în ultima perioadă nu se întâmplă acest lucru. E de vină oarecum politicul? E politizată sănătatea din România? Cursul acela... Acum iar vin pe vremea mea, să făcea școala altfel. Cursul acela l-au aproape toți. Pentru că se face. Cum se fac toate cursurile din România și cam toate școlile. Ideea este de cunoștințe despre sănătate. În sensul că se schimbă atât de des legislația și apar atât de lucruri noi pentru noi. Și se trezesc, exact cum ziceți dumneavoastră, da, e politizată sănătatea. Nu trebuie să spun eu. Cât de mult... Nu poate merge un om la concurs fără sprijin politic. Că merge degeaba. Și de obicei este un singur candidat. Exact. Deci poți să vii și... Bă, și dacă ar fi mai mulți, ăla care... Bă, rog, dacă sprijină partidele alea care are voturi mai multe. Deci ne furăm căciula unii la alții. Adică... Bă, și nu pot să spun că partidele duc lipsă de cadre. Dar nu știu de ce se
bagă unii unde nu le fierbe oala. Adică oricine poate să fie manager de spital. Da, oricine poate să fie manager cu condiția să aibă... Facă parte dintr-un partid politic. No, asta nu scrie în lege. Asta este... legea descrisă. Dacă se legea poate spune, din cel aflat da, la putere. Legea spune să aibă studii juridice, economice, tehnice, medicale și un masterat în sau altă formă sau, de pregătire în management sanitar sau cursul de la Școala Națională. Deci, cu alte cuvinte, un economist care a făcut management și un master în administrație publică poate să fie liniștit manager de spital în condițiile în care a fost pe acolo doar ca pacient. Nu vreau, deci nu vreau să contez meritele nimănui. Sunt copii foarte buni care termină, mă rog, acum dacă sunt copii cuiva, au șanse să fie și manager de spital. Dar exact cum spuneam de una azi, școala din ziua de azi te învață niște chestii foarte teoretice și foarte vechi. Adică nu s-a făcut cercetare pe nici pe îngrijire, nici pe medicină, nici pe management sanitar în România. Noi preluăm niște chestii din străinătate. Cei care le predau la modul pur teoretic. Deci, școală sanitară poți să faci un sistem pe orice funcție, dar să ai tu, cum îi zice, stagiul ăla. Și ca să fii un manager brici, așa, să știi tu cu ce... Trebuie să ai experiență, să fii condus odată ceva, că așa să termini o facultate și să te pună să... Ceva în sănătate sau... Mașina. Management sanitar, sigur, management sanitar ar trebui să ai. Deci eu zic că să fii făcut stagiul ăla profesional în sistem, să știi cu ce se mănâncă, indiferent pe ce funcție, și mai e ceva ce mi se pare inuman, adică vii manager de spital pus de cine o fi sau așa pe 3 ani și nu e sigur că îți duci mandatul până la capăt dacă nu suflă niște vânturi prielnice și după aia se schimbă partidul. Și mi se pare incorrect și pentru cel care e manager. Adică ca să urnești un mamut gen spital îți trebuie timp. Trebuie strategie. Mai există o soluție pentru managerul respectiv. Se poate înscrie în partidul de la putere. Da, deci e gândit foarte democratic sistemul sanitar românesc, dar nu pentru noi, bun pentru noi. Ce părere aveți de această subordonare a spitalelor Consiliului Județean? Face bine, face rău? Atât timp cât în Consiliul Practic Județean... Practic vorbim de dublă subordonare, că vă subordonați și Ministerului Sănătății, sau? Subordonarea Ministerului Sănătății e vis-a-vis de acea autorizare sanitară de funcționare, că trebuie să respecti regulile mele și să asculți de ălalalt. Și să-ți dea banii ălalalt. Și să mai vină și acreditarea să te bâzie. Deci ceva de genul. Dumnezeu să-l ierte pe doctorul Pop Mihai. Imediat după reformă, am făcut așa o întâlnire tripartidă ca să de asigurări de SP și spitale, că nu se prea știa cu ce se mănâncă. La momentul ăla încă se mai putea dialoga. Și dânsul așa mucălit zice, domnilor, acum la nuntă știu că ăla ce dă banii comandă muzica. Aici cine-i șeful? Casa de asigurări, DSP-ul, pe vremea încă nu era Consiliul Județean, sau, mă rog, Consiliile Locale, ca să mai fie încă câțiva. Deci erau doar 2 și atunci era așa o mare întrebare, totuși, cine e șeful în sănătate? Vorbeați, doamna Câmpan, de manageri în general, de manageri din spitalele din România. V-ați referit și la doamna Marcela Papici, managerul Spitalului Județean Satu Mare, cu 3 ani, cu poate că nu știe, dacă nu e vânt prielnic. În general, adică la Spitalul Județean cred că doamna Papici a făcut ceva vechime, că acolo se cam schimbă managerul. Are un an și... Un an are, cred că, una și câteva, și două. Ceva vechime, adică cred că domnul Marc era singurul care a făcut un mandat întreg, în rest. Adică de regulă se schimbă managerii mai des? Mă și dumneavoastră sunteți din Satul Mare, ca și mine. Dar din ce ați evaluat până acum, ce ați constatat la cei manageri? Aveau vechime în poziția asta de manager? Sau... Și. Deci nu era o regulă generală. Dar oricum, majoritatea erau din spital. Deci nu veniseră din afara spitalului. Înainte.
că ultimul... Deci erau... Nu vorbesc de spitalul județean. Vorbesc de spitalele... Ce-ați de luat dumneavoastră? Putem să vorbim și de spitalul județean până la urmă. Bine, pot să vorbesc Putem să vorbim... Ar fi bine să vorbim de toate unitățile... Deci pot să vorbesc așa din poziția de cetățean și... Nu doar de spitalul județean sau... Nu cred că face bine schimbarea asta de management la spitalul județean. Cofi, doamna Papici, oricare ar fi fost. Eu, de exemplu, am fost foarte, așa, în poziția mea de cetățean din satul mare, care mai are câteodată nevoie și de spitalul județean, când a fost doamna Venemozer numită sau manager. Deci, pe dânsă o știam din vechime, să zic așa. Fusese în Consiliul de Administrație din partea Consiliului Județean imediat după reformă. Prin toate, deci avea experiență în Consiliul de Administrație a Județeanului. Asta foarte puțin, nu știu ce s-a întâmplat. A urmat la Papici, de dânsa nu știu foarte multe câte să fie avut tangență cu sănătatea. Acum... Și până la urmă, face bine că sunt spitalele în subordinea administrației locale sau nu? Deci, din punctul meu de vedere, dubla subordonare, tripla subordonare, deci acum vorbeam și de finanțator, case de asigurări, că până la urmă toată lumea dă ordine în sistemul sanitar, nu face bine nimănui. Am pus întrebarea retorică, cine e șef în sistemul sanitar? Șef în sistemul sanitar e pacient. Pacientul care e alegător. Ar trebui să fie. Pacientul care e alegător, pacientul care cotizează la casă de asigurări și pacientul numele căruia mergem noi ăștia cu acreditarea să vedem dacă lucrurile sunt așa cum se declară. Da, pacientul alegător, doamna Câmpan, contează doar din 4 în 4 ani, atunci când este an electoral și în rest nu mai contează. Pacientul alegător votează din 4 în 4 ani, dar poate să gândește pacientul alegător și acum, băi, managerii ăștia ce au pus ăștia ai noștri. Ori făcut ceva în spitalul județean, că uite, merem acolo. Poate. Sunt sigură că așa ar trebui să gândească alegătorul, pacient, da? Când alege, nu-i pacient. După aia devine. Doamna Câmpan, vorbeați dumneavoastră de faptul că dacă ar fi doar muște, dacă ar intra doar muște pe unele secții din spital, ar fi bine. La ce v-ați gândit? În ultima perioadă am auzit mai multe acuzații la adresa spitalului, la adresa conducerii spitalului județean Satu Mare. Am auzit că acolo sunt și șobolani în spital. L-am auzit pe domnul doctor Enătescu, care a adus o grămadă de acuzații spitalului. Apoi a venit domnul doctor Mihali, care a fost prezent aici în platoul Informația TV, a discutat despre problemele spitalului. Eu și colegii mei am încercat să o contactăm telefonic pe doamna manager, pe doamna Marcela Papici, și am oferit posibilitatea să vină aici în platoul Informația TV să le prezinte sătmărenilor cum stau de fapt lucrurile la Spitalul Județean și de ce se întâmplă așa ceva, dacă se întâmplă, bineînțeles. Doamna Papici a tratat cu refuz, nu acceptă. Și chiar și de această dată o rog pe doamna Papici să ne contacteze telefonic, să ne explice ce se întâmplă la Spitalul Județean Satu Mare. Dacă se întâmplă ceva. Da, doamna Câmpa. Doamna Papici, din punctul meu de vedere, are un mandat destul de scurt. Nu poate să-i pretindă nimeni să rezolve toate problemele Spitalului Județean, că sunt convinsă că problemele ridicate de domnul Enătescu și de domnul Mihali nu sunt de anul trecut, de când e dânsa manager. Deci, exact ce spunea domnul doctor, dar de ce să le ascundă? Că astea îs, știe toată lumea, știe tot omul de rând. Nu e neapărat dânsa responsabilă că nu le-a rezolvat într-un an. Asta în ideea în care vrei să faci management de performanță. Le recunoști, că nu ascundem gunoiul sub preș și mergi mai departe. Cu o strategie normală. Dânsa, în momentul în care mă gândesc că a preluat managementul Spitalului Județean, avea și un plan, nu trebuie să ai, exact. Să ai un plan deci, de management. Deci avea acel plan de management cu indicatorii de care vă povestesc, deci în mod normal așa decurge un... Da, trebuie să fie un contract semnat între spital și, mă rog, între manager și Consiliul Județean. Dar aici nu ar trebui să existe, de exemplu, și o armonizare între manager și șefii de secție, să meargă cam toți în aceeași direcție? Că...
Da, managerul nu poate rezolva, nu poate realiza indicatorii aia singur. V-am dat doar 3, adică mortalitatea pe an. Este indicator de management. Păi, dar doamna Papiș tratează pacienții. Deci e clar că la fiecare secție există acel indicator. Și fiecare în funcție de istoric. Deci, acum, apropo de perioada ceaușistă și de raportări. Dar de ce trebuie să le facem ca în perioada ceaușistă? Că doar avem calculatoare, programe informatice care ni le scot. Și le stabilim așa cum trebuie. Că avem cursuri de management sanitar făcuți toți, inclusiv șefii de secție. Deci, lucrurile astea nu le-am inventat eu de ieri de altăieri. Acum, noi ăștia cu acreditarea, când mergem prin spitale, toată lumea sare pe noi și încercă să ne lămurească cât de performanți sunt. Și cât de performante sunt spitalele, adică, din România? Adică încearcă să ne... Vă spuneam, deci faza este... Noi ca evaluatori, ca evaluatoare, asta e, suntem oameni, avem niște metode nu inventate în România, care îți dau cât de cât o imagine, dar... Să vedeți cum încearcă toți să ne convingă că albul e alb și albul e negru și negru e alb. Deci dacă ar depune atâta efort să pună lucrurile pe roată, ar fi mai bine. Dar e tot metoda aia. Mortul se îngroapă cu popă și vii cu hârtii. Adică toată lumea încearcă să, la toate controlele astea, să iasă cât mai bine. De ce? Apropo, de ce vis-a-vis de autoritatea locală și de profesioniștii din autoritățile locale. Nu vorbesc de cei din satul mare. Vorbim așa, la modul general. Satul mare fiind din România, s-a înțeles atât de greșit și această acreditare, încât vi s-a spus managerilor, dacă nu iei acreditarea cu 99%, te demit. Și atunci managerul și toată echipa se dă, dacă nu s-a transmis mai departe, dacă nu-i convingeți pe ăștia că noi stăm foarte bine, dar probabil și asta e tot așa ca și la nosocomială, o armă cu tăișul. Dacă ți-ai luat acreditarea cu 90%, la monitorizare trebuie să ieși tot acolo și va fi din nou durere. Dar, rog, asta pentru că... Da, doamna Câmpan, vom reveni cu acest subiect interesant. Îl avem, doar că îl avem în legătură telefonică directă cu noi, pe domnul Naci Savolc, directorul de cabinet la Consiliul Județean Satu Mare. Bună seara, domnule Naci! Bună seara, bună seara telespectatorilor și o salutare invitațiilor dumneavoastră din platou. Bună seara. Da, domnule director, am înțeles că de la Consiliul Județean s-a dispus un control la Spitalul Județean Satu Mare. Ne puteți spune despre ce este vorba și ce urmăriți cu acest control? Nu e vorba de un control, e o discuție normală între cele două instituții, între instituția Spitalului Județean și a... Finanțătorului principal, să zic așa, a Consiliului Județean. Trebuie să vedem exact cele spuse în presă, câte sâmburi de adevăr au și dacă sunt adevărate acele lucruri care chiar că erau enumerate ca și neregularități în funcționarea Spitalului Județean, chiar în transmisiune televizată la ITV. Eram atent și la televizorile care erau în presă, și încercam să răspundem cât mai prompt la aceste lucruri, mai ales că sunt, erau niște acuzații grave. În momentul în care a apărut articolul și în informația zilei și în emisiunea de la ITV, domnul vicepreședinte Ioan Rus a cerut niște explicații managerului și conducerii Spitalului Județean, care până la ora respectivă încă nu a ajuns la Consiliul Județean, dar bănuiesc că mâine o să ne trimită toate lucrurile pe care le-am cerut noi, care sunt expres acele acuzații, să zic așa, care erau aduse legate de funcționarea spitalului în emisiunea dumneavoastră. Așteptăm aceste răspunsuri, după aceea o face o analiză concretă legată de funcționarea acestei instituții. Trebuie să vă zic și cred că și domnul Rotiș era de fapt atunci la încăpratul o întâlnire când cu domnul Poată Chiciobă, actual președinte al Consiliului Județean, prima instituție pe care am vizitat-o într-o vizită de lucru în subordonată Consiliului Județean era chiar Spitalul Județean. Doream să avem o discuție deschisă și cu doctorii și cu, conducerea spitalului legat de problemele care ar putea să îngreuneze actul medical și ar putea să scadă de satisfacția pacienților, să zic așa. Acolo, domnul președinte a deschis subiectul cu o deschidere
orice sesizare, orice problemă pe care cred și medicii și pacienții că ar fi important de știut de cele două instituții, adică de Consiliul Județean și de conducerea spitalului, să fie discutate într-un dialog. Dar dacă aceste sesizări despre care am discutat până acum veneau din intermediul presiei, încercăm să fim atenți și la aceste lucruri. Deci, încă o dată, ceea ce este că sperăm că până mâine să primim toate răspunsurile de la Spitalul Județean și după aceea să facem o analiză concretă despre cum am putea remedia aceste probleme. De ce până mâine, domnule director? Noi am dat un termen spitalului ca să facă acest răspuns în timp de 48 de ore. Asta era în adresa făcută și cerută de domnul vicepreședinte Rus. Acești 48 de ore astăzi s-au terminat, de aceea zic că bănuiesc că până mâine o să răspundă. Așadar, a expirat termenul pentru a putea răspunde acelor acuzații. Domnule director, vreau să fac o singură precizare. Acele acuzații apărute în Informația Zilei și aici în platoul Informația TV n-au fost făcute de noi, nici măcar de nici de redactorii acestui post de televiziune sau acestui cotidian, ci de unii medici, unii care lucrează în sistem și alții care au lucrat în sistem. Eu nici nu am văzut acest lucru și poate că am folosit cuvântul greșit când vorbeam de acuzații. Noi le considerăm în momentul de față niște informații importante în legătură cu funcționarea a unei instituții subordonate Consiliului Județean, care cred eu că este una dintre cele mai importante pe plan județean, mai ales la impactul care se ia către cetățeni. De aceea zic că aceste informații care erau transmise prin intermediul dumneavoastră, cu ajutorul invitațiilor dumneavoastră, care era domnul medic Mihali, sunt importante, de aceea am încercat să culegem toate informațiile legate de acest lucru și vă mulțumesc și pe calea aceasta că încercați să, prin emisiunea dumneavoastră și prin muncă dumneavoastră, ca să atrageți atenție la niște deficiențe din sistem. Da, dacă invitații au o întrebare pentru dumneavoastră. În mod normal, Consiliul Județean este cel care finanțează investițiile de la Spitalul Județean, nu? Nu ar trebui să verifice toate aceste societăți, să monitorizeze puțin investițiile care se fac și cu ce firme se fac? Normal că și în Consiliul de Administrație, Consiliul Județean este reprezentat sau a fost reprezentat și în ultimii 4 ani, într-un mod clar și potrivit legii, ca să vadă exact tot ce se întâmplă în Consiliul Județean. Noua administrație acum urmează să numească noi reprezentanți în consiliile de administrație de la spitalele din Satulaj și la instituțiile subordonate. După alegerile locale, cu schimbarea unor lucruri și în conducerea administrației județene, normal că sunt și astfel de dorințe ca să și în Consiliul Administrației să avem o vizibilitate mai bună, adică să vedem mai bine informația, aceste lucruri se vor întâmpla, mai ales că în afară de Consiliul de Administrație, trebuie să vă zic că normal că aceste instituții subordonate Consiliului Județean au o conducere proprie, care au manageri care își îndeplinesc sarcinile conform unui plan managerial aprobat cu Consiliul și agreat de Consiliul Județean. Asta era și până acum, așa o să funcționeze și în următorii ani. Noi sperăm că acum și prin intermediul acestor cereri o să avem informații mai bune și prin reprezentanții noi la Consiliul de Administrație o să avem o informare mult mai bună legată de ce se întâmplă la aceste instituții. Mulțumesc. Da, vă mulțumim mult, domnule director. Vă așteptăm aici în platoul Informația TV cu alte informații interesante. Și eu vă mulțumesc și în mod sincer, așa cum încă o dată repet, și la prima întâlnire cu medicii pe care am avut-o în cazul Spitalului Județean, am zis că suntem deschiși la orice fel de sesizare, orice fel de semnalare care ar putea să aducă beneficii actului medical și să la satisfacția pacienților. Fără informații concrete, va fi greu să facem schimbări în beneficiul cetățeanului. Asta încercăm, asta urmărim să facem la Consiliul Județean și pentru asta cerem toată lumea care crede că poate să ne dea sfaturi sau ajutoare
să vină și să vină de spitalul. Da, domnule director, având în vedere că aceste informații legate de Spitalul Județean Satu Mare, așa cum ați precizat și dumneavoastră, au apărut în informația zilei și în informația TV, o să vă rog să veniți și să faceți publice acele concluzii ale controlului de aici, din platoul Informația TV sau prin intermediul cotidianului Informația Zilei. Cu cea mai mare plăcere, încă o dată aș precisa că nu e vorba de un control, este o cerere de informații amănunțită pe chestii concrete care erau semnalate prin intermediul dumneavoastră către noi și încă o dată vă mulțumim pentru acest interes. Și noi vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. O seară plăcută. Rămâneți cu Informația TV. Da, așadar a fost directorul Consiliului, președintelui Consiliului Județean, directorul de cabinet al președintelui Consiliului Județean Satu Mare. L-am auzit, a cerut Consiliul Județean Satu Mare un raport sau un răspuns de la conducerea spitalului legat de acuzațiile care au fost aduse. Da, dar a stat, cum spunea și dumnealui, s-a stat de vorbă și cu medicii. Dumneavoastră, medicii care ați stat de vorbă, dumneavoastră, domnul doctor, ați fost printre medicii care au stat sigur, de vorbă? Da, și da, ce ați sesizat? De ce nu s-au sesizat toate aceste lucruri atunci, la această primă întâlnire cu noua conducere a Consiliului Județean? De ce? De ceea ce spunea și domnul Enătescu? De ceea ce spunea și domnul Mihali? Bun, nu știu ce... Deci doctorul Mihali parcă a venit cu niște date destul de clare. Le avea de undeva. Noi nu le, eu nu le știam, de exemplu. Ce să spun? Că firma cutare... Înțelegeți? Faptul cu infecție... Doctorul Enătescu, ce a spus? Cu infecții nozocomiale, cu apa sterilă și așa. Au apărut ulterior. Acum, la bloc operator este apă sterilă. Infecții nozocomiale sunt prezente. Evident. Asta nu ascunde nimeni. Ce să spunem? Ce ați sesizat noi, conduceri? Ce ați dorit dumneavoastră de la noua conducere? A fost o discuție deschisă și, sigur, ni s-au pus niște întrebări la care noi am răspuns și asta a fost. Președintele Consiliului Județean, domnul Patochi, este un om foarte deschis, îl văd un om foarte capabil. Ce v-a întrebat? Păi, ce ne-a întrebat? Ne-a întrebat despre condițiile din spital, ne-a spus că vrea să, ca cetățenii să aibă condiții bune, să nu se aștepte foarte mult la urgență, să beneficieze de toate mijloacele de tratament, dacă există aparatură care stă blocată, dacă multe, sigur, răspunsurile astea le poate da managerul. Eu nu știu dacă există aparatură blocată, de unde să știu eu. Dar mă întreb, dumneavoastră, pe secție și pe specialitatea dumneavoastră, dispuneți de aparatura care să vă ajute? Nu dispunem și asta am spus-o de mult. Și anul trecut, și acum 2 ani, și am spus-o și Consiliului Județean acum vreo 3 ani, când am fost chemați și ne-au întrebat că ce realizări s-au făcut pe secții și am spus că pe chirurgia plastică de 10 ani de zile nici o investiție, nici în aparatură, nici în partea. Așadar, domnule doctor, există posibilitatea să avem și noi aici la Spitalul Județean medici electrocutați, pacienți electrocutați din cauza aparaturii vechi, care depășite. Acum, nu toată aparatura este depășită. Deci păi nu trebuie să fie toată. Nu. Sigur, acum să facem puțin distinția. Deci am spus că pe secția de chirurgie plastică nu s-au făcut investiții în aparatura pe care am cerut-o. Pentru infecțiile nozocomiale, îmi spuneți de indicator și de... M-ați întrebat dacă am un target. Cum poți să ai un target când tu faci cereri și nu-ți vine nimic? Există un protocol. Există... Am întrebat. Da, bun, eu am un target, dar degeaba. Am zis că am niște pași pe care vreau să-i urmez. Există niște protocoale foarte clare de dezinfecție și de sterilizare a saloanelor. Pacientul, după ce este externat din salon, trebuie o dezinfecție terminală, vine cu un aparat, suflă, așa, se stă 3 ore. După ce se face toată treaba asta, se pornește lămpile de ultraviolete. Nu există. Un bloc operator. Nu un bloc operator, și pe secție. Nu există lămpi de ultraviolete. Procedura zice că după să pun și lămpi, dar de fapt lămpi nu există. Păi asta este problema. Și atunci, bun, problema cu muștele. Degeaba pui muști, plase de țânțași și de muște în geamuri când ușile stau deschise. N-aveți nici aer condiționat?
Nici aer condiționat. Dar sunteți a doua secție ca importanță în spital. Vorbim aici și de indicator, și de performanță, și de ce faceți pe acolo. Operațiile alea nu sunt chiar așa de aici de acolo. Așa este. Cum aveți se perfectă poate dreptate. Face performanță în astfel de condiții, domnule doctor? Cât de vechi se face performanță? Se face performanță. Asta pot să vă asigur, că cel puțin pe secția de chirurgie plastică se face performanță și nu numai pe secția de chirurgie plastică. Se fac performanță pe gastroenterologie, pe cardiologie, pe urologie, pe chirurgie. Se face performanță. Numai noi știm cum facem performanța asta. V-am spus, operez cu microscop de 30 și ceva de ani. Sigur, fac... Operez. E ok, e bun. E ca și mașina. Dacă îți cumperi o mașină de 50 de ani, merge. Dar nu e la fel ca și un Mercedes care are neon, farul care se autoreglează. Înțelegeți ce spun? Nu există riscul să facă un scurt circuit în timpul operației? Da, așa este și cu aparatura asta. Ok, văd pe microscopul ăla, mărește, dar n-am posibilitatea să am un coleg care să mă ajute, pentru că postul 2 nu este operabil. Luminozitatea microscopului, la fel. Sunt microscope care au atașate camere video. Pot să urmărească alții de pe margine să spună, bă, uite, omule, greșești acolo, faci ceva. Sunt care au LED-uri. Sigur, investiție de 50.000, 60.000 de euro. Pentru un spital județean sau pentru un județ care are un singur spital mare, mi se pare ceva nesemnificativ. Din ce a fost pe secția de chirurgie, compartimentul de chirurgie cardiovasculară, din toată aparatura aceea care a fost achiziționată, nu ați putut să folosiți ceva care să se potrivească oarecum cu nu, ce faceți dumneavoastră? Nu, specific, nu. Absolut nimic. Nu. Nici acum măcar instrument. Și eu. Secția de chirurgie cardiovasculară e în conservare, nu? Sau... Acum domnul doctor poate să ne spună ce s-a făcut asta acolo. Asta să vă răspundă managerul. Sau doamna Papici, dacă... Faptul că nu este medic și că momentan n-au merit, eu așa știu că există structură. Bine, știu așa din exterior, ca cetățeanul. Vrei să faci performanță cu un microscop vechi de 30 de ani? Ce mai aveți așa de pe vremea când a fost înființat spitalul, prin 70 și electrobisturiu din acela aveți și deci astea sunt noi. Deci aparatură la bloc operator s-a cumpărat, avem chiar aparatură foarte performantă. S-a cumpărat, s-a investit în instrumente, sunt aparatură, există. Acum sigur că se defectează pentru că la modul care lucrăm, în sensul că avem foarte multe operații și așa și suntem și foarte mulți medici și sunt fiecare... Acum știți cum e? Deci dacă lucrezi tu acasă cu un instrument, ai grijă de el. Când lucrează 50 de oameni, nu mai poți să ai siguranța că fiecare are grijă, îl trage, îl aruncă. Se poate întâmpla, se mișcă pacientul, tragi de sub pacient, se dezlipește un fir. Se pot întâmpla accidente, dar la spital nu s-au întâmplat electrocutări și... Deci... Ce prezintă presa acum, în limbaj managerial, se numește caz Santinela. Fiecare spital trebuie, de fapt, să aibă o politică de analiză și monitorizare acestor cazuri Santinele, că s-a tale, că s-a altora. Adică, acel near miss, la noi nu trebuie să se întâmple niciodată chestia asta. Și atunci trebuie luate, apropo de nosocomiale, de aparatură și de celelalte, și făcute niște... planuri ce ar trebui să facem noi ca la noi să nu se întâmple. Adică, da. Uite, la noi aparatura care e neverificată, veche și așa, trebuie scoasă afară, schimbată, acum e momentul. Da, și cu microscopul, totuși, uitați, doamna Câmpan, domnul doctor mai face și minuni, ca să zic așa, și ca dânsul sunt și mulți alți medici din spitalul județean care... Încearcă să-i ajute pe pacient să nu mai ajungă... Nu te bagi în oala nimănui, dar, de exemplu, la nivel de orice unitate sanitară, investițiile și toate achizițiile și toată politica ar trebui să o decidă, ar trebui să o decidă Consiliul Medical. Consiliul Medical făcut din medicii șefi, care ar trebui să ei să fie cei care să prioritizeze achizițiile și investițiile. Adică, bă, toți suntem în aceeași oală, fiecare, deci dacă stai de vorbă cu fiecare medic șef, fiecare va considera problema lui cea mai mare. Așa. Dar dacă le pui toate pe hârtie, 20-30 de probleme identificate de ei și îi pui pe ei să le prioritizeze, s-ar putea ca doi să vadă aceeași problemă la fel de prioritară. Și atunci
aia e prioritară pentru spital. Din păcate, ce zic eu, e utopie, știm cu toții. Investițiile și au așa, ori hei rup, ori ce se vede, că mai vine și treaba aia. Pacientul oricum e sub anestezie, nu tare curios el de cu ce-l operează și cu ce se uită domnul doctor, dar vede când intră în bloc operator că e murdar, că e curat, că e frumos, că nu e frumos. Că din păcate asta e realitatea și asta, asta o spun și principiile de managementul calității. Pacientul e foarte sensibil la ce vede. El e mult mai puțin sensibil la chestiile astea care nu se văd, dar care de fapt îl afectează și e esențial. Adică pacientul e mulțumit dacă patul e frumos, ambientul e frumos, apoi dacă domnul doctor nu se uită bine prin microscop, e problema dânsului. Își asumă niște riscuri. Ori tocmai asta încearcă Consiliul Medical și structurile de calitate și aceste standarde de care toată lumea fuge și le consideră niște hârtii, să reglementeze. Adică lucrurile care nu le vede pacientul. Acum, apropo de intervenția domnului Nodi. Toată lumea din România, în planurile de management, are creșterea satisfacției pacientului. Dar dacă te uiți în cât e de satisfăcut pacientul lor, în analizele lor, și asta e o chestie generală, deci pot să spun, pacientul e satisfăcut undeva la 90%. N-am găsit spital unde să nu să fie pacientul mai puțin satisfăcut. Ori de la 90% în sus, nu prea ai ce îmbunătăți, dar toată lumea vrea să îmbunătățească satisfacția pacientului. Dar ați discutat vreodată cu pacienții să vedeți dacă într-adevăr ei au fost întrebați? Am discutat, eu am discutat, personal am făcut anchetă într-o zi în care credeam că vor fi nemulțumiți 90%. Tot 10% au fost nemulțumiți greu. Adică oamenilor nu este frică să spună adevărul, să spună lucrurilor pe nume? Sau vor să se vadă scăpați. Cred că e reacția asta. Deci am discutat peste tot cu pacienții și în spitale pe unde am trecut. Și, deci este o obligație. Pacienții toți sunt mulțumiți. Culme. Pacienții cât timp sunt în spital sunt mulțumiți. Și asta apropo și de ședința cu Consiliul Județean, cu personalul. Și personalul e la fel de mulțumit, dacă îl întrebi. Și politicile astea de calitate pun mare preț pe ce zice pacientul, dacă pacientul nu zice nimic. Bun, acum trebuie să faci o distinție între a fi mulțumit din ce punct de vedere. A fi satisfăcut, pardon. Bun, dacă ești satisfăcut de serviciile medicale, ok. Probabil că nu e satisfăcut de condițiile hoteliere. Chestionarele, în general, chestionarele cuprind din toate. Și acum ăsta de feedback mai conține și partea de integritate. Dar, culmea, rezultatele sunt foarte favorabile. Deci pacientul român nu vorbește. E convins și el că vorbește degeaba. Asta arată oarecum o neîncredere în sistem? Adică nu arată o neîncredere dacă dumneavoastră ați fi pacient. Acum vă întreb așa. Dacă ați fi un pacient și ați primit chestionarul, ce ați scrie în el? Eu să știți că aș spune ce mă deranjează. În condițiile în care știi că acel chestionar ajunge la un moment dat la medicul... Nu, da, chestionarul nu se semnează. Nu, chestionarul e anonim, dar vă întreb așa. Deci, la oamenii se spune la toți, domnule, e anonim, îl pui în cutie, îl așa. Și cu toate astea sunt satisfăcuți. Deci nu ai feedback-ul de la pacient, pentru că pacientul e român și el știe cum merg treburile. Părerea mea, deci vorbesc așa... Dar de ce ai mulțumit medicul, domnule doctor? Dar cine zice că ai mulțumit? Păi n-am văzut reacția medicului. Dumneavoastră sunteți între cei 10% care nu sunteți mulțumiți să înțelegeți. N-am văzut reacția medicilor, nemulțumirea medicilor. Se întâmplă lucruri în spital, se întâmplă în spitalele din România. Nu se plătesc gărzile, și pe toate acestea nu vedem reacția medicilor. Păi acum știți cum e, nu toate problemele se rezolvă prin presă. Noi suntem nemulțumiți și le discutăm în Consiliul Medical. Ne și certăm acolo câteodată. Nu fiecare dată că nu-mi cumpără mie microscopul să vin să spun la, sau nu-mi cumpără mie un EKG sau un monitor să vin să spun, să vin să zic, uite, la informația zilei, mie nu vrea să-mi cumpere managerul. Ne certăm, purtăm discuții, asta este, ce să facem? Noi cerem. Dacă nu ni se dă... Dar vedeți că sindicatele ies în stradă și cer acolo în stradă și până la urmă cer cât cer, dar tot li se dă puțin din cât cer ei. Deci foarte bine este fac. Și varianta asta, că dacă nu copilul care nu plânge, nu primește așa mâncare. Este. Bun, și atunci dacă am ieșit toți în stradă... Păi nu zic să ieșiți capete. Neapărat păi, în stradă. Păi, dar vă spun eu că sunt țări. Uitați, acum am discutat cu cineva, nu de mult, de vreo o lună și ceva, cu cineva din Anglia. Român plecat în Anglia, asigurat în sistemul, lucrează de vreo 10 ani, asigurat în sistemul lor de sănătate și mi-a spus, a venit cu...
sechele postoperatorii la mână și mi-a zis că nu mai stă în Anglia să vină să se opereze aici, pentru că acolo medicii sunt în grevă, nu vreau să vadă nimeni, nici măcar la urgență. Și este om asigurat. În Israel, când s-a făcut grevă, s-a făcut grevă așa. La greu. Da. Și s-au rezolvat problemele când au murit câteva zeci de oameni. Nu cred că e o soluție. Da, Mihaela, vorbeai de minunile făcute. Da, nu vrem să le lăsăm la o parte nici... Chiar minun. Nu neapărat. Acum, hai să nu... Le-am zis așa cu cum vreți dumneavoastră. Ideea e că sunt și cazuri care se rezolvă cu succes. Sunt cazuri când oamenii chiar sunt mulțumiți. Eu am găsit azi un pacient mulțumit. Vă propun să urmărim material, să vedem un material și apoi revenim și comentăm. Domnul Pereș, spuneți-ne ce s-a întâmplat, cum ați ajuns dumneavoastră să vă recăpătați capacitatea de a merge? Ați avut un accident? Ce s-a întâmplat concret? Un accident în septembrie cu o mașină de cules porumb și s-a înfundat și eu prins mâna. În timpul ăla să-mi scop mâna, mi-am băgat picioarele. Eu decărnată piciorul și în cauza asta trebuie să-mi amputeze piciorul stâng. Și am ajuns în spital, acolo am avut 6 operații și încet, încet am revenit la aproape normal. V-ați speriat că o să vă pierdeți piciorul, așa-i? Puteți închipui când mi-a spus că trebuie să-mi amputeze piciorul, a fost gata, da? Am avut speranțe și... Hala Domnului, acum suntem aici. Ce v-au făcut concret? Mi-am amputat, da. Așa? Tot trebuie că n-o putut face și mi-am amputat. Și aveți proteza acum la picior sau cum reușiți să umblați cu el? Da, am proteză. Aveți proteză? Da. Și reușiți să vă descurcați așa cu el? Nu e ca piciorul meu, dar mă descurc. Ce operații v-a făcut? Ce anume? Am avut două la mână. Dau la piciorul stâng, una la piciorul drept. Cam așa, atâta. Ați avut încredere? Cum v-ați așteptat vreodată să vedeți că uitați și aici la spitalul județean pot să vă rezolve? Sau v-ați gândit să mergeți în străinătate? Nu m-am gândit că am mai fost la domnul doctor un caz de aici din Odoreu și de taia am avut încredere. Că tot a fost aici unul cu mâna și... Iptai am avut încredere că dage, o să fie bine. Și apoi totul am destul de bine. Puteți să vă folosiți de picior? Mergeți? Am înțeles că mergeți cu bicicleta, cu tractorul. Da. Câți ani aveți? 27. Mă duc încet. Și cu bicicleta. Dar ce vreau să vă întreb, mai trebuie să mergeți la control? Sunteți încă... Da, mai merg. Că n-am mai câte o problemă una alta, dar mai jenează, mai face câte o rană, dar încet, încet, cu timpul se rezolvă. Dacă ai ambiție, merge. Da, este vorba de un caz rezolvat în Spitalul Județean Satu Mare. Este pacientul dumneavoastră. Domnule doctor, ne puteți spune despre ce este vorba? Da, din câte ați prezentat, nu se observă minunea. Ideea e următoarea. Acest pacient a venit într-o gardă cu leziuni foarte severe. Am la mâna stângă, toate 4 degete, cu excepția policelui, au fost amputate prinse în mașină. Deci n-au fost recuperabile. A trebuit să-i reconstruiesc defectul de la mână. Asta era cea mai mică problemă. S-a făcut un lambo abdominal. Nu e o tehnică foarte sofisticată. În schimb, partea cea mai proastă la dânsul era că și-a băgat piciorul stâng era strivit, era ars. Mașina, când se folosește foarte mult, se și încălzește. Pe lângă strivire, produce și arsuri profunde. Și-a băgat piciorul stâng să-și scoate mâna stângă, i-a prins piciorul stâng și a băgat și piciorul drept. Și i-a prins și piciorul drept. La piciorul stâng am încercat tot ce s-a putut, incizii de degajare, operații seriate, second look-uri la greu și nu s-a putut salva. Mi-aduc aminte că în momentul în care am spus că piciorul, din păcate, piciorul stâng trebuie amputat, a fost foarte disperat.
a plecat într-un alt centru, crezând că există o altă posibilitate, din păcate a venit înapoi cu aceeași indicație, dar ce am reușit să salvăm a fost piciorul drept, pentru că putea să ajungă în aceeași situație. Și piciorul drept, la nivelul gambei, avea un defect foarte important. Foarte important, în care osul, tibia, cel mai important os de la gambă, a fost descoperit. Ori, chiar dacă este tânăr, având în vedere faptul că este un traumatism prin strivire, prin prindere, prin forfecare, prin ce doriți, reconstrucția este foarte dificilă. Și aici vine noutatea. S-a făcut un transfer liber la microscopul de 30 de ani. Un transfer liber în care s-a luat piele, grăsime, fascie de pe aceeași coapsă, de pe același membru, puțin mai sus, pe un vas foarte fin, și s-a pus pe defectul de la membru inferior drept ca să putem să-l salvăm. Altfel umbla cu două proteze. Operația a durat aproape 7 ore. Au existat probleme, pentru că intraoperator, fiind un pacient în care a avut traumatism apropiat, vasele din zonă sunt trombozate. Trebuie să mergi să diseci, să ajungi la un perete normal, la un vas normal, la distanță. Și de multe ori, chiar dacă recoltez și orice lambou de la distanță, aceste lambouri care se folosesc de la distanță, se anastomozează microscopic, se numesc transferuri libere, au o anumită lungime a pediculului. Am încercat să anastomozez în porțiunea proximală, din partea de sus. Am intrat, am văzut că vasul nu-mi permite. Trebuie să cobor în partea de jos, să fac o revascularizare prin distal. Deci au fost emoții și, în schimb, a evoluat foarte bine și vreau să vă spun că este un succes, pentru că succesele mari nu se obțin cu un singur medic. Deci nu este numai meritul meu, este meritul întregii echipe de anestezie. Este meritul psihologiei. Avem psihologi la spital, sigur, nu pe secția de chirurgie plastică, deși în mod normal ar trebui să fie pe fiecare, sau mă rog, pe secțiile chirurgicale. Am rugat-o să vină să se ocupe de acest pacient. Și uitați unde a ajuns. Reușește să-și folosească mâna, să-și folosească membrele inferioare. Asta este un caz. Un alt caz în care am colaborat cu șeful secției de chirurgie ORL, dr. Bidileanu, un pacient operat în, mai știu, Debrecen sau Budapesta pentru un cancer. Debrecen, pentru un cancer la Rigean. Sigur, operat foarte bine, tratat cu iradiat, deci radioterapie. A dezvoltat o fistulă faringo-cutanată. Deci ce înseamnă asta? I s-a scos laringele, el trebuia să se alimenteze. În momentul în care s-a alimentat, toată mâncarea îi curgea prin fistulă, deci curgea pe el. Se alimenta printr-o sondă băgată prin nas până în stomac. Gândiți-vă că, pe lângă faptul că este dificil să te alimentezi doar cu prafuri și soluții, avea secreții, curgea tot timpul. Nu putea să-și folosească, oamenii ăștia nu pot să vorbească, dar există aparate care se pun lângă gât și, mă rog, scot niște sunete descifrabile. Și atunci am reușit să facem o reconstrucție de perete faringean cu acoperirea defectului pe un teren iradiat, care este foarte dificil. Pacientul ăsta era să-l pierdem de două ori. Tot meritul anesteziei a fost că a reușit să-l scape. Deci adevăratele succese se fac lucrând în echipă. Și sunt rezultate, aș putea să vin tot la 2-3 săptămâni să vă prezint un astfel de succes. Numai de pe chirurgie plastică, în condițiile de luptă în care lucrăm. Probabil că în spitalele de operațiuni sunt condiții mult mai bune în corturi. Dar se fac lucruri. A avut și infecție, a avut și infecție nozocomială și a trăit. Și e bine, uite, totuși mai sunt și câteva și speranțe, sunt și lucruri care merită să fie. Sigur, nu este pentru a-mi face mie reclamă. Ideea este următoarea. Eu am rugat pacienții dacă vor să vorbească, pentru că sunt pacienți în situații similare. Ei nu au de unde să știe, pentru că unul stă în supurul de sus, altul stă, nu știu, în localitatea diametral opusă. Și ar fi bine să știe că nu trebuie neapărat să fugi nu știu unde și să
să cheltui o groază de bani, că hai să zicem, bun, sănătatea în România este gratuită, dar deplasarea nu știu ce centru sau deplasarea în Ungaria sau în altă parte, cazarea, costă bani. Și vreau să arătăm că și la noi în satul mare se face performanță, se rezolvă cazuri care sunt disperate, dar sigur, acum nu toate cazurile se pot rezolva, că sunt cazuri care au indicații. Ce v-a făcut să rămâneți în țară în contextul în care dumneavoastră lucrați cu aparatura cu care lucrați? Ce v-a convins să rămâneți aici, totuși? Nu știu. Da, doamnelor, domnule doctor, suntem pe final de emisiune și acum, pe final, câteva 30 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră să ne prezentați din punctul vostru de vedere cum s-ar rezolva problemele sistemului sanitar din satul mare, să zicem, că pe noi acesta ne interesează cel mai mult, domnule doctor. Problemele în sistemul sanitar, numai din satul mare, dar în toată țara, sunt foarte, foarte mari și foarte complicate, greu de rezolvat. Cel puțin în următorii 5, 6, 7 ani nu cred că va exista o soluție. Păi noi suntem la nivelul de asfaltăm drumuri, construim autostrăzi. Alții au trecut de mult de faza asta. Alții construiesc spitale. Noi le cârpim. Sunt Doamne foarte grave. Dacă toate organele pe care le-am enumerat eu aici, Casa de Asigurări, DSP, Spital, Autoritate Locală, vor reuși să se pună de acord și să pună umărul fiecare pe felia lui și să facă o coeziune, că până la urmă singura problemă e că fiecare trage din partea lui, să iasă el bine, uitând că de fapt sunt într-un cerc vicios, s-ar putea să meargă lucrurile. Dacă nu zice, domnul doctor, are speranță mare, cred că în 7-8 ani se vor face chestiile astea. Mie mi s-a spus că 20. Așa că, adică ce s-a reparat 25 de ani, e puțin probabil să se repare foarte repede. Dar dacă toată lumea și părerea mea este că lucrurile încep să se miște, pentru că deja și-au făcut stagiatura, au făcut destule experiențe toți, sau cam rotit, deja le vine rândul a doua oară pe funcții și atunci cam știu, au făcut stagiatura aia în sistem de care vorbeam la început. Doar dacă se vrea, de la politic și până la administrativ, va merge treaba. Dacă nu... Mihaela? Cum spunea și domnul doctor, cum spunea și doamna Câmpan, România e pe ultimul loc la sănătate, în statisticile Uniunii Europene, suntem pe ultimul loc. Ideea e să se urnească niște lucruri, să totuși să facem câțiva pași înainte, să nu fim tot așa codași Europei. Iar, într-adevăr, pacientul să fie șeful, cel care dictează ce e bine pentru sănătatea lui. Da, doamnelor, domnule doctor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi, că ne-ați urmărit în această seară în care am prezentat problemele sistemului sanitar din România, dar și realizările și lucrurile bune din sistemul sanitar. Vedeți, pe lângă lucruri rele, în condițiile pe care le știm cu toții din Spitalul Județean Satu Mare, se întâmplă și minuni, spunea colega mea. Așadar, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Nu uitați, dacă n-ai sănătate, n-ai nimic. O seară minunată, rămâneți cu Informația TV.